Dragii mei, am făcut multă mișcare astăzi, cred, dar nu cred că e prea mult să ne mai ridicăm o dată în picioare. Și aș vrea să ne uităm în Scriptură la niște lucruri pe care le cunoaștem bine. Din 2 Timotei, capitolul 3, voi sări pe câteva versete din Scriptură și din capitolul 4. Pagina 1170, 2 Timotei, capitolul 3. Versetul 10 și 11, apoi 14, 15 și 16, iar mai apoi din capitolul 4, versetul 6, 7 și 8. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat, din prucie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire. Și versetul 17, dacă vreți, nu-i prea mult, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Versetul 6 din capitolul 4. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, știu că sunteți bine familiarizați cu astfel de versete din Scriptură și ne și plac în anumită circunstanță când le punem și le interpretăm în locurile care ne plac nouă. Și normal să fie așa, dar dați-mi voie să vă spun dumneavoastră că toți trăim în biserici și ne-am vrea după bisericile să fie bisericile care să aibă randament maxim, adică să fie o biserică în care să funcționeze lucrurile. Că deja venim la adunare și, cum zicea apostolul într-o împrejurare, vă faceți mai rări. N-are rost adunare de felul acela, nu zidește. Dar în contextul când ne dorim să fim mai buni, ea trebuie să prezinte ceva, o adunare, ca lucrarea lui Dumnezeu să-și aibă echilibru și să aibă și rezultatul pe care îl dorim noi. Așa e că tăți am vrea să avem cei mai buni lucrători, măcar din Germania, dacă nu știu din România. Hai să fie numai din Germania, nu? Da, ei pot fi, dar ei numai în limitele Scripturii sunt recunoscuți de folos sau fără folos în adunare. Sau slujitorii, cum nu s-ar mândri cu o adunare care să fie repede la ascultare, repede la împlinire, gata de orice faptă bună, tot s-ar vrea să aibă slujiri de astea în adunări. Și mă rog Domnul să o facă. Apoi, toți am vrea să fim siguri că ceva ne așteaptă dincolo, că deja ba faci fără să știi ce faci și pentru ce faci. Și în condițiile astea noi ne despărțim în gândiri și ne împărțim în judecăți, pentru că încă n-avem definiția clară. Care-i lucrătorul care-l vrea Dumnezeu în adunare? Care-i biserica care e gata să înfăptuiască ce lucrează Dumnezeu prin lucrător? Și mai mult decât atât, care-i siguranța sau tăria care îi ține pe biserică în slujirile pe care Dumnezeu i-a chemat? Și asta, confuzia aceasta, face din noi de-a multe ori, unii abandonează de vreme, alții abandonează mai târziu, și noi schimbăm Biblia doar cu un singur cuvânt. Pavel a zis că să te înnătăți într-o zi. Dar el nu zis cum zicem noi. Bă, zice, s-a gătat tăci într-o zi, zice românul, așa-i? Pavel nu zis s-a gătat, nu zis s-a terminat. Nu zis mi-am terminat alergare. Cum o zis el? Cum? Isprăvi? Nu sfârși, isprăvi. Acum eu vă întreb, isprăvit, îl poți spune în două nuanțe, pozitiv și negativ sau numai pozitiv? Dar fiți atenți că limba română e tare cu șiretlic, dar e corectă. Adică a sfârși are două posibilități, spune Apostolul Pavel. Una, să sfârșești bine sau rău. A isprăvi îți taie una din cele două posibilități. Și rămâi să faci ispravă însemnează ceva pozitiv în urma slujirii. Și asta schimbă istoria.
Pentecostalii care vor să sfârșească alergarea, o sfârșesc, dar n-au certitudine. Dar care au făcut ispravă în lucrarea lui Dumnezeu, îi e sigur de sfârșitul lor. Și apostolul Pavel asta era. Dar până ajungem la ispravă, eu aș vrea să trecem prima la cealaltă fază. Fraților, știți care-s lucrătorii chemați de Dumnezeu să dea randament în adunare? Suntem convinși noi după Evanghelia apostolului Pavel, care o transmite unui prunc de-a lui în credință și lăsat urmaș în slujire ca și el să slujească bisericilor Domnului. Știm noi care-i măsura lucrătorului? Eu vă spun sincer, frate, tare ne place nouă de aici de la masă să măsurăm adunarea cât e de pocăită. Și punem cât vrem noi. O biserică model, ați auzit predica asta, am auzit de multe ori. O biserică care să-L onoreze pe Domnul, ok. Dar un lucrător care să fie crezut de adunare, care-i standardul? Știți de ce nu funcționează în adunări bine multe lucruri? În primul rând, nu este încredere totală în cine predică Evanghelia. 1. 2. Nu e încredere totală în ceea ce spune cel ce spune. Și asta iară face să se piardă o seamă de oameni din adunare. Iar în definitiv, noi asigurăm pe oameni că în poziția aceasta de ascultare de Evanghelie și trăire, mai apoi urmează un isprăvit. Și asta nu-i pentru Natanael, nu-i pentru Cornel, nu-i pentru altul de aici, ci pentru toți în același mod. Domnul să ne binecuvânteze. Frații mei, desigur, când ne uităm, apostolul Pavel începe să-i spună, băi, uite, Timotei, tu trebuie să fii un lucrător de nota asta. Și începe să-i facă un portret, să-l arate din Scriptură sau de unde l-a luat portretul. Care a prins ideea? Cum? Oho, aici e baiul. Păi tare am vrea noi să punem un model a Domnului Iisus de slujire. Și să spun, băi, tinerilor din adunare, slujiți ca Domnul Iisus cu lepădare de sine. Și zice, amin. Dar am vrea să-L vedem pe Iisus ăsta. Frații mei, apostolul Pavel, când a făcut măsurarea și lucrarea slujitorului, în primul rând i-a pus limitele care pot să dea dovada credibilității lui. Știi ce spune apostolul Pavel lui Timotei? Măi, Timotei, tu când te uiți și asculți predicile mele și învățătura, tu ce știi? Ce zis că știi? Să auzi că vă citesc încă o dată. Știi ce învățătura aceasta ești de plin încredințat de ea, că știi de la... Ce-a fost interesat Pavel? Să-l facă pe omul care urma slujitor ca și el, să știe că tot ce încredința în slujire Pavel era o învățătură credibilă și de urmat, că avea încredere în cel ce l-a dus la slujire. E bun așa? Frații mei, n-ai rost să ne ascundem după deget. Nu predicăm Evanghelia să placă în adunare sau să ne placă să ne convină un centru de confort. Eu cred că interesul oricărui dintre noi în adunare, relația lui Dumnezeu care funcționează în predicarea Evangheliei și în transmiterea ei, să funcționeze după voia lui Dumnezeu. Că deja va să simte bine predicatorul că a spus ceva nou și zice tăți, wow, 10 la Natanael, cu 10 le mere în iad, știți asta? Dacă nu provoacă în adunare o tentație în viața tuturor că merg acasă să-și pun întrebarea, mă, s-o predicat Evanghelia, unde-s eu, mă, pe lângă Evanghelia predicat? Ce trebuie să fac eu, mă, să modific în viața mea? Că e prea multă monotonie în viața mea. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt în adunare, a vorbit un cuvânt tare astăzi. Ce să fac? Nimeni cine a simțit cercetarea Duhului Sfânt în Scriptură, căutați Noul Testament, n-a plecat să spună, Petru, las că mai vii data viitoare să mă răbărești cu predica. Și a spus, când a terminat predica Petru, ei s-au dus la apostol și i-au întrebat, fraților, ce trebuie să facem? Adică interes total pentru mărturisirea Evangheliei. Fraților, mi-e așa de greu să o spun de atâtea ori. Prea puțin interes avem pentru Evanghelie. Predicăm Evanghelia să fim plăcuți, să vă placă, să ne vă convină, să ne mai chemați odată. Dar nu suntem total convinși că Evanghelia asta e viață și moarte și dată în mâna noastră. Și oricine să face părtaș ascultării de Evanghelie, ajunge mântuit. Și noi credem că e o lucrare mică, încredințare nouă, mereu și ne facem și noi musafir, câteodată și facem ceva și mai treci pe la noi, frate. Fraților, tot este gata într-o zi. Dar apostolul Pavel vrea să ne spună ceva. Fraților, dacă vreți o adunare care să funcționeze bine,
Nu se poate fără slujitor cu credibilitate în adunare. Nu se poate. De ce? Că dumneata le spui la Natanael la urmă. Bă, tare bine ai spus. Da, tu ești pe lângă sau ești paralel? Și eu tăi zic, bă, băie, frate, nu, Domnul își ne ajute pe tăți. Că așa predicăm noi. Fraților, asta nu-i predic. Asta nu-i învățătură. Asta nu-i încurajare. Apostolul Pavel, când s-a oprit în fața lui, a zis, tu știi de la cine ai primit învățătura? Știi ce te rog? Nu te uita la Hristos, a zis, uită-te la Pavel. Știi de ce? Că Pavel are câteva modele tip pe care trebuie să le urmărești și tu. Și auzi, tu uită-te la purtarea mea, uită-te la îndrăzneala mea, uită-te la răbdarea mea, uită-te la tot ce vrei tu din cele ce spus aici, puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu în suferințe și în tot. Tu ai fost martor la toate acestea. Uitându-te la ele, tu vei avea un model de slujire. Așa venim noi și ne uităm în adunare și zicem, mă, a, tânărul ăsta e arogant, celălalt nu prezintă garanție, ălălalt ar fi ceva, are o dicție bună, ar putea predica, dar mi se pare mie ceva. Știți de ce facem asta, fraților? Pentru că nu suntem interesați, în primul rând, să dăm dovada vie prin ceea ce suntem și mărturisim noi ca credibilitatea în biserică și în mărturiile pe care le aducem aici să fie nu cerute, nu impuse, ci câștigate prin autoritatea dată de Dumnezeu în curăție. De aceea mă rog Domnul să vă binecuvânteze. Frații mei, rugați-vă pentru slujitori în adunare. Spuneam la frați, eu mă uit în toate părțile, eu opresc pe scări, pe aici, pe unii știu, mă, tu ce-i cu tine? Cât poți? Cum poți? Pe tineri. Știți de ce? Că mi-e tare frică că sunt între ei cu darurile chemării lui Dumnezeu și n-au ieșit în față datorită reținerilor pe care le au din anumite măsuri pe care noi am obstrucționat. Fraților, orice lucrător bun o căutat oamenii cei mai buni lângă el ca să-i crească Dumnezeu în pocăință și în slujire. Dar cei ce au fost cei mai buni slujitori, spunând ei, și-au căutat pe cei mai slabi din adunare ca să nu-i fie cumva frustrată poziția lui. Dați-mi voie să vă spun, mai degrabă sau mai târziu a plătit prețul. Apostolul Pavel vrea să evite asta și vrea să ne spună, fraților, când vă uitați să fie între voi un slujitor cu echilibru, să fie autorizat de Dumnezeu și chemat, și mai mult decât atât, acceptat de biserică, prin ce? Prin mărturia pe care o aduce în biserică. Lăsați-i să crească oamenii aceștia. Că știți ce se întâmplă? Și eu am fost la țară ca și dumneavoastră unii. Așa e că a spus că te-o împrun, că te-o măr. Nu te-ți am luat noi chiar așa drepți, nu te-ți-o vrut și margă drepți. Nu prea au vrut drepți. Dar am mai pus noi câte ceva așa, știți? Câte un țăruș. Și dacă am văzut că e tulpina mai tare un pic, am pus una mai tare și am bătut-o mai mult în pământ. Știți de ce? Că am avut o sfoară mai groasă cu care am legat prunul sau mărul sau părul sau ce ați vrut dumneavoastră. Și l-am legat acolo că noi am vrut să fie cum? Drept. Era prun bun, era frumos, aveam nădejde în el, dar îi lipsea ceva. Ce lipsea? Direcție. În biserică, apostolul Pavel asta vrea să ne spună, fraților, când e vorba de oameni, nu se pot naște slujitori maturi niciunul din noi, dar oameni cu direcție care vor ceva și acceptă, le pui țăruș. Tot asta spune cineva, eu tare nu-mi place o vorbă, auzi mă, e conflict între generații. Ce ar să fie conflict în adunări între generații? Știți dumneavoastră că parul ăla care îl pui lângă mărul ăla, e mai vechi decât mărul. Știți? Știți că nu-i dă nimic la rădăcină? Știți că nu-l ajute cu nimic absolut să nu-l bată vântul? Ci doar îl susține și dă o direcție. Și pentru el e suficient ca să fie de folos pentru noi. Măi, ce bine e în grădină, tăi funcționează bine. Dar ce ar funcționa așa și în adunare? Cum de atâtea ori credem noi că o biserică model, cum spunem noi, și care funcționează bine, trebuie să aibă doar ceva certificări? Fraților, eu sunt pentru toate pregătirile din partea noastră și ne dăm toate silințele. Dar pe deasupra, ceea ce îl onorează pe Dumnezeu e caracterul care îl apropie pe om tot mai mult de caracterul lui Dumnezeu. Și cu asta rămâne Dumnezeu onorat. Și mă rog Domnul să vă binecuvânteze. Deci dacă doriți ceva, rugați-vă pentru noi și pentru toți frații din adunare. Fraților, eu îmi doresc în adunare să știți pe cine aveți la învon. Și când vor spune un cuvânt de aici, să-i credeți că voi știți cine vă învață din Scripturi sau nu.
Dar dacă n-aveți nicio încredere, ei nu-i mai puneți mai oameni buni la vot. Eu tot îmi întreb pe fratele Cornel, bă, dar omul ăla are o credibilitate, dar cunoaște biserica. Și eu tot pun întrebări multe, el probabil să miră de mine. Știți de ce? Că noi nu umplem programul în adunare. Noi nu vrem să treacă ora 12 și mereți acasă liniștiți. Noi vrem în 2 ore, 3 ore că stăm în adunare, Duhul Sfânt să fie onorat în prezența Lui în adunare. Oamenii care vin să fie slujitori, să fie întăriți de Dumnezeu și direcționați în poziție bună. Iar biserica lui Dumnezeu să prindă cele mai bune decizii, ca în final să fim toți binecuvântați lui Dumnezeu, să ne vedem la isprăvirea alergării. Că de sfârșit o sfârșim cu tăi, stați liniștiți. Eu când am fost mai mititel, mă uitam la 2 generații, am avut înaintea mea bunici și părinți. Și m-am uitat cu drag la el și la ei și m-am uitat la felul lor de viețuire. Și i-am compătimit că sărăcuții de ei creșteau cu o casă de prunci și ne făcea câte o zamă, o ciorbă, cum știau ei, și mâncam și ne culcam cu pace și făceam și o rugăciune bună după aceea. Bună era, așa-i? Și au trecut generațiile astea 2 înaintea noastră și am ajuns noi. Și acum noi ne mai lăudăm cu rămășițe din comunism, cu amintiri. Și le spunem la tinerii noștri, să știți voi pe vremea noastră, fraților, pe vremea noastră, ca și pe vremea aceasta, Dumnezeu a avut oameni. Dumnezeu are oameni și Dumnezeu va avea oameni până la sfârșit. Iar dacă unii își vor compromite viața, dezonorându-L pe Dumnezeu în traiul lor, purtarea lor, asta nu însemnează că biserica lui Dumnezeu va fi dezonorată, ci rămâne Dumnezeu și oamenii Lui rămân în mâna Lui. Fraților, ce-mi doresc pentru voi? Haideți să ne rugăm înaintea Domnului, Domnul să scoată secerători, dar să scoată oameni plini de Duhul Sfânt, oameni interesați să dea tot din ei ca să fie oamenii mântuiți. Și mai mult decât atât, biserica lui Dumnezeu să fie fortificată, întărită și crescută în fiecare zi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Fraților, amuloasele și le scrieți acasă. Că eu degeaba vi le dau, că zicem, e nepoliticos și le notăm când ni le spun el. Notați-le acasă. Și când veniți să-l măsurați pe unul, pe doi, pe alții, pe aici, măsurați-i cam pe aici. De unul care își sare muștarul repede. Atrageți-i atenția, că încă mai este șansă de pocăință. Dacă nu e unul care are răbdare definitivă ca să poată dovedi biserici întregi, că răbdarea lui poate trece peste ceea ce nu trece a tuturor, însemnează că mai are de stat la școală. Biblia aceasta dă calitățile astea nobile și le poate întemeia Dumnezeu în viața oricărui care să-L lasă la îndemână Lui. Fraților, nu ne-am născut cu ele. Care s-au născut prung răbdător? Ați văzut prung răbdători? 5 minute are răbdarea cea mai lungă. Care faceți cu prunci, știți? Lucianu vă poate spune și alți învățători. 5-6 minute până la câțiva ani, cam atâta e poziția lor, cea mai răbdătoare. După aceea trebuie să le schimb poziția. Ei, în adunare, fraților, noi creștem, ne dezvoltăm și în fiecare zi Dumnezeu prin Evanghelie face din noi niște oameni tot mai plini și tot mai plini de slava lui Dumnezeu și de cunoașterea Lui. Domnul să ne binecuvânteze. Desigur, trec foarte parțial peste ele, că voi le știți, fraților, și n-ar fi important pentru noi să vă vorbesc mult, dar aș vrea să înțelegeți mai mult. Dacă totuși noi dintre toți am ajuns la convingere că Dumnezeu a chemat oameni în slujire, care merită să le acordăm credibilitatea, să ascultăm mesajul transmis de Dumnezeu și să-L credem pe Dumnezeu la izvor, la robinet. Știți, un frate vinea la noi și tot învârtea Biblia. Și o învârtit Biblia, zice, băi, fraților, eu mă bat între niște texte. Și zic, da, na, ăștia vor să pună direct așa, le trebuie un nume. Știți ce au zis? Au zis, frate, până când începe directul meu, poate mi-a dat și lumina Domnul directul lui. Și mai așa. Și spre surprindere, a trebuit și scrie titlul după ce el predica. Se întâmplă de astea. De aceea eu îmi doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți întotdeauna această încredere. Chemarea lui Dumnezeu va face și oamenii disponibili și mai mult ca atât, sârguincioși, să-i vadă. Dacă aveți unul și zici, băi frate, te poți pregăti pentru un text, da, să văd când vii de la servici, să văd câte șantieri mai am. Băi frate, na, dacă n-afeam, o fi altă dată. Cu oamenii ăștia nu faci treabă. Disponibilitatea e voința pe care ți-o dispui tu față de lucrarea lui Dumnezeu și față de biserică. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și biserica lui Dumnezeu. Cine nu iubește biserica lui Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu. Cineva într-una din împrejurări dădea tare pe biserică și era și el un păstoraș, dădea tare, tare, tare. Și l-a întrebat la urmă, dar dumneavoastră ești păstor? Da. Dar unde? Aici. Și-ți bază oile așa? Și el o zis, frate, merită. Da, păstorul are, nu merită bătut, că a ajuns oile așa? Oameni buni! Când e vorba de o biserică cu valorile ei spirituale,
Ea onorează în primul rând pe slujitorii care sunt dispuși la îndemâna lui Dumnezeu, dar onorează și biserica care rămase în ascultare de slujitorii puși de Dumnezeu. Și asta face rânduiala cea mai bună între noi. Domnul să ne binecuvânteze. Când e vorba de biserică, să ardem, cum a zis Apostolul Pavel, pentru fiecare. De sunt de aia care n-am dat o ceapă gigerată pe ei în adunare, pentru aia plângi mai mult. De este unul în adunare care pentru tine însemnează nulitate, nimic. Acolo pune mai multă inimă ca Dumnezeu să dea mântuirea și izbăvirea lui Dumnezeu din neajunsuri, neputințe spirituale de orice natură. Să dea Dumnezeu ridicare. Eu cred în asta, fraților. Știu că Dumnezeu nu onorează păcatul, dar onorează pocăința, smerenia și umilința. Și asta niciodată nu s-o dezis de ea. Mă rog Domnul să vă binecuvânteze. Haideți, fraților, să acceptăm că dacă avem oameni cu o chemare de la Dumnezeu, ei trebuie să transmită chemarea lui Dumnezeu prin poziția lor, prin purtare. Și voi și vă uitați. Și lucrătorii voștri vin la biserică și zic că nu cum zic unii. Fraților, avem doi în Biblie care au zis și vă uitați la noi. Chiar așa? Chiar așa? Ei au zis, uitați-vă la noi și au zis, uitați-vă la mai mari voștri. Știți care se? Ăștia care trăiesc cu voi, nu aia care au fost atunci. Toți aruncăm pe Pavel ca o pildă pe urmile lui Hristos și toți îl trimitem la Pavel pe frați. Și mai trimitem și la Hristos, că au zis călcați pe urmele mele, dar pe lui Natanael? A, nu, el e om, e neputincios. Fraților, că nu-i puterea aceasta să mergi în fața poporului cu o mărturie personală. Mărturia ta despre Hristos e 50% pierdută. Că ceea ce întărește dovada mărturiei cu gura e trăirile noastre. Și când spui cuiva, cineva mă înfrunta în biserică și vrea să mă defăimeze dată la o întâlnire. Și a început el să spună că tu ești nou, că ești așa, du-te la familia ta. Și la urmă i-am spus, frate, da, ești nou, dar spun ceva înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Dacă stau să mă uit la mine, eu nu sunt și eu viața, dar vreau să-ți spun ceva, înaintea lui Dumnezeu n-am nicio remușcare de zilele trecute. N-am nicio remușcare pentru educația care am dat-o în casa mea și nu vreau să rămân cu o prejudecată cu privire la ceea ce am făcut în viața mea. Vreau să spun și tu la fel, șoți, eu nu pot. Dar putea să spună ceva ce nu cunoștea, adică defăimare în defavoarea slujitorului ca să fie deteriorată slujirea. Oameni buni, noi mărturiile personale trebuie să le dăm, nu să le arătăm oamenilor. Dar de dragul lui Dumnezeu să fim dați la sacrificiu. Mi-e drag de Pavel mai mult ca de toți apostolii. Știți de ce? Că el tare a fost cu spiritualul ăsta sau cu emoționalul. Și noi te zicem, a, nu lucră emoțiile la pocăi. Oare așa? Oare așa? Apostolul Pavel întotdeauna spunea, fraților, voi trebuie să aveți atenție deosebită cu privire la cugetul vostru și cu privire la cugetul altuia. Care e mai importantă? Am, eu zic eu, mă, fiecare să apere pe el. Dar Pavel a zis, mă, fiți atent mai mult la cugetul altuia. Știi de ce? Că pe ăla nu-l mai întâlnești în mână tu. Totodată ai străcat cugetul cuiva și tu nu-l mai poți repara, numai el îl poate repara. Dar cugetul tău îl poți repara tu. Eu mai bine nu mănânc carne care mănânc carne fără deosebire, dar nu mănânc în viac din pricina cugetului fraților mei. De ce? Nu mănânc în viac. De ce? Fac sacrificiu pentru ca slujirea să-și aibă scopul. Ce păcat că de atâtea ori noi ne încurcăm în problema aceasta și slujim doar când suntem apreciați. Fraților, cine crede că slujirea înseamnă o viață de prosperitate, o viață care să-i aducă mult onor, o viață care să-l pună în cinste și în linia 1, eu spun, oprește din slujire. Slujirea însemnează lacrimi dublu cât oricare din biserică. Însemnează zile când toți dor tu să stai treas să te uiți înaintea Domnului, Doamne, ce să fac? Însemnează situații în care mintea umană și deducțiile tale nu te mai duc, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt ți se poate descoperi să-ți dea lumină. O, de câte ori harul lui Dumnezeu m-a cuprins noaptea când soția spunea, du-te mă și te culcă că la 5, la 6 mei la lucru. Și spuneam, până n-am un răspuns, eu cu ce mă duc la adunare mâine seară? Că am întâlnire cu niște oameni care așteaptă un răspuns de la Domnul. Și n-am înțeles până când în jur ore 5 dimineața. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi trimitea lumină și o scolam, Jenica, scoală-te, că mi-a dat Domnul lumina, mâine putem ruga. Și dormeam un ceas care făcea cât o noapte. Știți că se întâmplă și de-aștia? Noi nu cunoaștem harul lui Dumnezeu și puterile lui Dumnezeu miraculoase. Doar în situațiile în care nu le vede oamenii și nu le știu numai tu și Dumnezeu. Sunt stări ale slujirii care te duce în extreme, dar asta nu te face să abandonezi slujirea. De dragul bisericii lui și de dragul lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne așa să slujim cu toți.
Iată că dacă suntem încredințați bine, cine ne conduce, cine ne slujește, cine slujitorii noștri, avem încredere în cuvântul lor, în biserică poate fi creștere spirituală. În al doilea aspect, Biblia spune, lucrătorii trebuie să aibă o etică de slujire, adică o formă de slujire care să poată aduce beneficii bisericii. Am întâlnit un frate și o zbei, frate, mie mi se dă numai mustrare, așa m-a dat Domnul. Ați întâlnit vreun chirurg care i-a spus, tu numai bisturiu să ții în mână toată viața ta și vei fi cel mai desăvârșit chirurg. Să nu știi pune nicio punctură, nici un ac, să nu știi coasă, nimic. Dar tu ești chirurg. Ați întâlnit de asta? Cum oamenii nu știu să facă un chirurg care și numai șurtaie și zică, băi, luați de acolo ce-i rău. Eu am plecat, mi-am făcut datoria, am tăiat! În condițiile umane nu funcționează oameni care pot să aducă beneficii altui om decât în condițiile în care e pregătit în amândouă sensurile. Adică tai și leg. Ce păcat că în adunare mai întâlnim slujitori care au de la Domnul daruri speciale de mustrări fără rost, nu? Frații mei, când vorbește Evanghelia, niciun pasaj biblic nu ne prezintă că intervenția lui Dumnezeu în anumite aspecte sau altor oameni care au înțeles pe Dumnezeu ar fi fost făcute parțial și alții ar veni să... Ce ziceți? Era frumos așa să spună povestea noastră, că noi o poveste luăm asta. A, cine e aproapele meu? Aproapele ăla, uite, spun pilda. Trec trei, unul vine de la biserică, e foarte pocăit, ăsta e religios, merge acasă, ăsta nu se oprește pe nicării, jumbează strada. Vine unul care-i cântăresc bun în adunare, ăsta merge pe lângă el, nici nu se apropie, bă. Dar vine unul care e străin, ăsta avea drum lung, ăsta era cel mai de departe, auzi-mă. Dar auzi ce-a făcut ăsta diferit de ei? El nu zice că a auzit că strigat ăsta. Când l-a văzut, s-a apropiat de el, s-a plecat spre el și i s-a făcut milă de el. O, ce am vrea și noi și avem milă de sărmani, de căzuți, de nenorociți, dar numai stăm la distanță de ei. Fraților, mila și compasiunea nu se naște de la distanță. Și întotdeauna în problema celui care are nevoie de tine, trebuie să fii implicat și tu acolo. Să cunoști miezul apăsării lui, nevoile lui spirituale, căderile, neplăcerile, problemele care l-au adus în starea aceea de disconfort. Dacă nu, cu saluturi, pași și pusii, nu poți să-i aduci pe oameni aproape de Dumnezeu. Că noi credem că inspirăm pe Dumnezeu cu formele noastre. Fraților, comoditatea nu a dat lucrării lui Dumnezeu nicio autoritate. Comoditatea a denigrat lucrarea lui Dumnezeu. Cine s-a dăruit lui Dumnezeu a avut în urmă binecuvântarea lui Dumnezeu și mulțumirea relațiilor care s-au putut restructura sau reabilita. Mă rog Domnul să ne binecuvânteze. Deci dacă vorbeam că e nevoie de o încredere de plină în ceea ce spun oamenii că și trăiesc și au un exemplu și o mărturie, Biblia spune, ei trebuie să aibă cel puțin trei pregătiri cu privire la predicarea Evangheliei. Și cum e? Să învețe? Să mustre? Să certe? Și să dea înțelepciunii cuvântul. Dar acum eu vă întreb pe dumneavoastră. S-ar prea putea Dumnezeu să-i spui mâna ta nea, păi fac certăreță adunării. Și ții tu, tu cum prinzi amvonul, cum să cerți adunare? Alfa, bă, Corneliu, că mai blânduț, el nu are voce așa aspre. Păi el și ce-l fac? Păi el fac unul care să aibă o altă slujbă de învățătură, de îndemn, de așa. Dar tu să rămâi certăreț, că eu asta fac cu tine. Credeți dumneavoastră că funcționează așa? Dacă împărți în familie, vă pun un test foarte simplu. Să zicem noi așa în familie, pe tata îl facem bunătate și pe mama îl facem acreală. Și pe eu facem la mustrare și pe tata îl facem la săruturi și îmbrățișări. E corect? De ce nu e corect? Pentru că în același timp se implică amândoi și tata și mama la corectările copilului și la bucuriile copilului unde nu greșește. Și spărtaș la amândouă. Fraților, cum de în adunare îmi crede noi că ar funcționa că își alege Dumnezeu oameni calificați cu o singură calificare. Ceaușescu a fost cel mai deștept împărat până amu, știți, nu? El ne-a învățat ceva. Măcar dar am știa ce. El a zis, băi, să fiți policalificați. Băi, dar ajungeți în Germania, să vă uitați la neamț că ei știu un singur lucru. Dar voi să le demonstrați două sau trei. Știți ce înseamnă asta? Policalificare. Adică om care e capabil să cârmuiască sau să mânuiască mai multe abilități sau mai multe întrebuințări în mai multe direcții. În biserică, când cheamă Dumnezeu în slujire, Domnul onorează prezența Lui în slujire
cu toate darurile benefice bisericii. Ce v-aș fi eu de folos, spune Apostolul Pavel, dacă aș veni la voi și să vă vorbesc lucrurile alea, se mărețe, nu știu ce, și să nu fie pentru voi nimic, ca o ramă sunătoare, ceva, ce-ar putea fi? Vă duce la ceva? Frații mei, când venim în adunare, noi vrem să avem de la Dumnezeu oameni chemați la slujire, care să fie interesați să mustre când e demustrat, care să fie gata să învețe biserica când e de învățat, care să fie gata să fie în orice ramură a slujirii, să fie și ei acolo. Și mă rog Domnul să ne binecuvânteze. Vreți așa? Amin. Haideți la policalificare atunci. Că de ăștia, cu o singură calificare găsim destui. Unul vine la Roma odată și zicea, Domnul m-a trimis pe mine să vă schimb tot. Și am zis, văd acum, eu sunt unul dintre cei 24 care i-au trimis Dumnezeu în Europa să întorc Europa spre Domnul. Și am zis, văd acasă, cum e treaba la tine? Nu știu de ce i-am spus asta, dar cred că a fost o descoperire. O zis, băi frate, nu te interesează casa mea. Tu ești pus la adunare. Eu am venit pentru adunare lui Dumnezeu și când am sunat a doua zi acasă, soția spune, băi, lăsați-l. Că am 8 prunci acasă și împreună cu el, dar el a uitat că s-a lui prunci. Și umblă hai-hui și nimeni nu știe ce-i cu el. Dar el era trimis cu o chemare specială. Frații mei, eu mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu am o deviză foarte scurtă și vă rog frumos, nu vă supărați pe mine. Eu cred în chemări și în trimiteri, în slujire de Dumnezeu pentru anumite ocazii speciale, cred. Dar cred că Dumnezeu ar rândui slujirile în biserică. Nu știu dacă am fost înțeles. Deci dacă l-a rânduit Dumnezeu pe unul din voi să stabilească aici la Biserica Maranata, să fie în Biserica Maranata integrat ca membru. El nu i-a dat darul chemării în slujire ca să meargă să facă propagandă în tăta Anglia să-l cunoască. Să ajungă în Anglia de acord, să fie chemat și invitat cu ocazii speciale de acord, dar să lucreze într-o altă țară. Dumnezeu nu te pune la Nürnberg și să fii la Maranata. Iartă-mă că ți-o spun. Dumnezeu ne cheamă să slujim acolo unde ne-a chemat El. Că acolo e chemarea lui Dumnezeu, dar voi sunteți țeța, mă, dar tu ce vii de la șurabim până aici? Nu? Să poate nasc o astfel de întrebare în publică, doar vă judecați ca și mine. Ce cauți aici? Și ce cauți, fraților? N-am niciun interes altul decât cât atână de mine, să fiu de folos lucrării lui Dumnezeu în nevoile care sunt. Am fost solicitat, am venit cu mare drag. Vreau să slujesc o zi, două, trei, o săptămână, nu e important asta. Dar să fiu nevinovat de viața oricărui dintre voi. Să nu fiu întrebat de Domnul. Te-am trimis o săptămână, o lună, două luni ai fost la Maranata. Și în două luni de zile n-ai făcut nimic util pentru lucrarea mea. Aș fi cel mai nenorocit om. Nu-mi doresc asta nici pentru mine, nici pentru voi. Fraților, eu mă rog Dumnezeu să ne cheme în slujiri, dar să fim de folos și pregătiți pentru asta. Domnul să ne binecuvânteze. Cineva a spus, măi, așa i-ai dat două pălmi la un prung, la un tânăr. Dar ăsta merită, mă, două pălmi. De tot programul ăsta l-a deranjat. Și a zis, măi, i-aș da două îmbrățișuri. Și a zis, băi, nu e sănătos. Păi mă, cu două pălmi îl trezesc la realitate, dar cu două îmbrățișări îl poți? Da? A, deci sunteți conștienți că nu întotdeauna nu iau aia care o știm noi românească de gutui. Știți? Nu aia e îndreptarea. Noi citim din Scriptură ce ne place și știm că sunt versete în Scriptură, proverbele lui Solomon se ocupă, nu iau de sparti nebunie, ok. De acolo spune, nu iau acertări, care e? Din ce materiale? Hârtie? Prun? Alun? Gutui? Viță de vii? Ce-o fi? Nu iau acertării? Noi suntem tentați să interpretăm Scriptura în convingerile noastre culturale care ne plac, care ne convin și le spunem, asta odată Dumnezeu în mâna românului. Nu te dezlipi de ea, așa ai prunci mântuiți. Eu spun, nu! Ceartă-ți pruncul să cunoască ce certare și să o iubească certarea. Mustră-ți copilul să cunoască că mustrarea e beneficiu pentru el, că el înțeleasă mustrarea, o acceptă și neînțeleasă e pedeapsă care nu-i aduce nici pocăință și nici trezire. Mă rog Domnul să ne binecuvânteze, să fim atenți în adunare. Mustrarea certării e bună, fraților, de acolo unde îi locui. Apostolul Pavel se trezește cu biserica din Tesalonic, unde era o biserică care avea ca și noi. Am uvas blocat aici, ca și noi. Avea trei feluri de oameni cel puțin. Și nu știu dacă am spus sau nu spus, dar avea pe ăia care trăiau în neorânduială. Așa e că pe ăștia nu-i vrem în adunare. Mă, ăia care sunt în rânduială, ești bun, mă, de slujit. Ți-ar să face plăcere să ai membri de ăștia. Dar ăștia neorânduială, noi ne-am scăpat de ei și am trimit, mai ales aici la Nürnberg. Avem, nu? Mereți în altă parte, că neorânduiala la noi nu poate exista. Și corect, dar nu-i corectă afirmația.
Adică oamenii neorânduială vor fi în bisericile noastre, spunea Apostolul Pavel, ca și la Tesalonii care avea darul. Dar o să fii atent, că dacă sunt oameni care trăiesc în neorânduială, nu ți fă prieteni ca să le spui, bă, stai că-s lângă tine, chiar dacă tu ești tot împotrivă, tot pe stânga, tu ești gică contra, tu faci și invers. Dar eu te susțin că tu ești singurel și îmi pare rău de tine. Asta nu e o voie a lui Dumnezeu. Oamenii nemulțumiți sau oamenii care trăiesc în neorânduială, Biblia spune, îi avem între noi, dar noi îi mustrăm ca să ajungă prin înțelepciune la cunoașterea lui Dumnezeu. Și de aceea noi folosim metoda asta cu unul care trăiește neorânduială. Dar dacă îți spui, lasă-mă, lasă-și ce judeci tău, dacă ți-i place, ce susțin și eu și facem bloc comun în adunare. Și tot rămâi tătă în petrile ta. Credeți că e corect? Credeți că e Dumnezeu să mă afirm eu astfel de afirmații față de un tânăr, de o tânără, de un om nemulțumit din adunare? Eu mă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ajutați-i! Dacă sunt între noi de atâtea ori oameni care trăiesc de o rânduială, fraților, mustrați-i cu dragostea Domnului, ca să-i câștigăm pentru mântuirea asta așa de scumpă, că e prea scumpă mântuirea să nu facem cum cântăm noi cântarea. Fă totul pentru ea și ai mântuirea asta scumpă! Mă rog Domnul să ne binecuvânteze. Dacă în contextul acesta vom avea oamenii care sunt acceptați de biserică, în al doilea aspect, ei știu ce trebuie să facă înaintea lui Dumnezeu și să califică, să se pregătească, să fie de folos și la mustrare, și la îndemn, și la învățătură. Și în orice context îi cheamă Dumnezeu, ei să fie acolo. Domnul să ne ajute pe toți. Și acum închei cu cununa, că asta ne place. De aia am citit pe-a. Fraților, tot ce v-am vorbit eu aici, e ceea ce onorează Apostolul Pavel în capitolul 4 și concluie. Și spune, oameni buni, toți oamenii vor striga într-o zi cel puțin trei strigăte, care le auziți aici. Unu, m-am luptat. Doi, sunt gata. Și trei, vine răsplata. Și astea trei le vor spune toți oamenii, nimeni nu se va putea înfățișa în altă parte de la ele. Dar știți ce problema e? Va fi diferență pentru unii și pentru alții. Așa e că primul și al treilea verset care le-am citit, alea ne plac. Primul spune, uitați, sunt gata. Fuh, asta da, a plăcut. Și în final vine cu una. Na, astea două ne plac. Dar ăla de mijloc face legătură. Și ăla din mijloc ne pune un pic în încurcătură. El vrea să spună trei adevăruri pe care noi le știm fiecare din noi. Și auziți dumneavoastră, nu este om să trăiască și să nu se lupte. Sau este? Este? Nu este, că unii se luptă cu somnul, că să trăiască dimineața și mai la lucru. Alții se luptă cu lenea și alții se luptă cu alții probleme. Dar lupta este, într-o direcție. Dar auziți dumneavoastră, el zice, m-am luptat. Dar ce m-am luptat? Ei, aici e secretul. Acum face diferența între cei ce sunt gata și cei ce așteaptă răsplătirea. Dar versetul ăsta leagă. Cine se luptă în lupta cea bună? Care o fi asta? Care o fi lupta asta? Cineva m-a afirmat odată și spunea, frate Natanael, eu mă lupt pentru Hristos, mă. Dar știi cum mă lupt? Eu nu mă interesează dacă tot adunarea asta pleacă, rămâi eu singur și rămâi singur pocăi. Eu mă lupt, mă, că eu știu ce știu. Chiar așa să fie lupta cea bună? Lupta cea bună nu însemnează cea care e coordonată după viziunea și conceptul meu despre Dumnezeu și despre biserică. Lupta cea bună însemnează aceea care onorează pe Dumnezeu întâi, păstrează legătura bisericii și mântuirea lor, iar mai apoi nu-mi poate diminua mântuirea sau siguranța mântuirii mele cu privire la ceea ce trăiesc eu. Asta însemnează luptă bună. Dar noi de multe ori o facem luptă bună, am eu niște preconcepte despre Dumnezeu, despre biserică, despre aspectul, despre cutare, despre formă și dacă nu-i cum spun eu, nu funcționează nimic bine. Să fie așa? Luptă, fraților, nu putem fi să nu luptăm. Nu se poate om să se nască, să trăiască în viața aceasta și să n-aibă lupta lui. Dar fiecare dintre noi ne canalizăm lupta în direcția pe care o înțelegem că ne-o cere Dumnezeu de la viață. Unii se luptă și fii bogați și ajung săraci. Dar s-o lupta luptă bună. Ăștia, tătă viața, o muncit, tătă viața, nu-a fost acasă, tătă ziua a făcut, tătă ziua nu-a făcut și până la urmă să uită și ei la el ca și mie, tătă săraci, toți suntem săraci. Și zice, băi, de mine, o viață am luptat să fac ceva, mă, m-am uitat, am dus în Italia, am mers în Germania, am mers în Anglia și ia câtă sărat, da. Nu, nu vi se pare stupid. E o luptă și asta. E o luptă fără roz, oameni buni. Lupta aceasta poate să fie onorată sau dezonorată, poate să fie reușită sau nereușită. Dar cine face o luptă bună,
Crede că se poate să greșească? Apostolul Pavel face referire asta. Fraților, eu m-am luptat lupta cea bună. Care o fi aia, mă? Hai să nu o descriem de tătorii, dar să începem la ea un pic, o să ne punem de gândit. Ce ziceți dumneavoastră? Care e lupta cea bună? Știți dumneavoastră că este program în adunare peste săptămână, nu? Mai este câteodată. N-aveți nici unii luptă să veniți la adunare. Toți biruiți și veniți, tot adunarea e plină ca și astăzi? A, dar ce nu veniți tăți? Nu putem unii. Domnul să vă binecuvânteze pe care nu puteți. Ușurați ăștia. Dar auziți, dar mai sunt unii care să luptă și vie la adunare și-s liberi? Da, dar știți că mai sunt și obosiți care să luptă să vie la adunare și nu vin că-s obosiți? Lupta în sine constă într-o direcție bună, un sens bun, un scop bun pe care îl știm și suntem confirmați în cugetul nostru, dar nu reușim să biruim în lupta aceasta și suntem biruiți de neputințele noastre omenești, fraților. Apostolul Pavel, în ciuda tuturor acestor lucruri, ce ziceți dumneavoastră, spunea un frățior aici, așa ce frumos să zic, băi, fraților, mă, și-au făcut minune Dumnezeu, dintr-o dată i-a dat satisfacție lui Pavel și dintr-o dată vine și-l bagă în butuș, na. Care mai mereați a doua zi la predic? Așa de la om la om, ca apostolul Pavel. Mai aveți curaj? Mai credeți că e Domnul cu voi? Mai luptați un pas ca și apostolul Pavel, care a înțeles chemarea lui și fiind la Roma, m-am tot interesat, m-am dus pe la locuri, am întrebat și eu pe mari istorici de pe acolo care am întâlnit. Bă, oameni, cam pe unde a murit Pavel, mă, să mă duc și eu pe drumul ăla. Și când mergeam dimineața, mă treceau fiorii. Că pe Via del Mare, care merge spre Ostia, de la Roma, întotdeauna atâtea scopași din aia seculari care trec și parcă îți dau o freamătă așa. Și când mă gândeam, oare kilometrul ăsta, unde a fost Pavel răpus? Oare mai meream o jumătate de kilometru? Și întotdeauna când lucram în zona Ostiei, mă cutremuram pe Via del Mare, că știam cu un sfânt al lui Dumnezeu, care declară această mărturie, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința și acum mă așteaptă răsplata lui Dumnezeu. Fraților, Pavel nu a vorbit numai în dreptul lui, ci a zis, cununa este pregătită pentru toți cei ce îl vor iubi pe Domnul, ca și Pavel. Știu că nu e ușor, fraților. Știu că nu e ușor să alegeți între priorități ca și mine. Ne gândim mult la familie, la lucruri, la lucruri care le putem lăsa. Vin oameni, ne încurajează toată lumea în toate direcțiile. Vor fi bunăstări sau nu vor fi. Să strică lumea sau se va face mai bună. Nu știm noi asta. Dar știu un singur lucru. O luptă avem de dus, fraților, oricum. Și într-o zi, ori vom sfârși alergarea asta, ori o vom isprăvi. Dar o isprăvim împreună cu Domnul. Vor fi satisfacții pe care nu le-am uitat niciodată. Lângă tata meu, la 77 de ani, un om sănătos, mergea așa pe o bârnă la 50 de metri înălțime, merea 50 de metri pe o bârnă de 10 cm. Și nu se temea, merea oricât vroiați pe asta. O văd o viață de dulgher. Și la 77 de ani, la o mormântare, la o soră, o soră de-a mea a zis, tăticule, tu nu ești bine. A zis, nu, cum nu, eu mâine mă duc iar în șantier și tot ca șalaltă ieri fac. Și a zis, tată meu, și când o merg la doctor, a zis, Doamne, fugiți cu el repede la doctor la Cluj, că nu mai are șanse mari, că ceva s-a străcat în el. Și când am mers la el la spital, am plecat de la Roma, m-am dus la el și m-am uitat și a zis, tată, tu ești un bărbat tare, toată viața ta n-ai fost bolnav. Erai cu o mână de fier în șantier cu Tesla ta în mână. Tată, cum vrei să spui că sfârșește alergarea, că simțea și el? Și o zi, măi, puiule, multe lucruri frumoase mi-amintesc, dar un lucru mi-amintesc, că puteam face mai mult pentru Domnul și n-am făcut. Și m-am demolat înaintea lui. Eu sunt nimic pentru el, pe lângă el, fraților. Omul ăla avea 10 prunci acasă, 9 prunci, scuzați-mă, și oriunde era nevoie de cineva să bată cu un cui, cu un leț, el era prezent de la temelie până când punea haizașul sau acoperișul, cum se spunea la noi. Și el era prezent acolo la toate familiile care aveau nevoie. Și când spune omul ăsta în fața mea că el nu a făcut tot ce putea face, eu am zis, Doamne, unde suntem? Noi credem că am făcut, că din 2000 de euro îmi permis și eu 100 de euro să-i trimit în România la un nemernic, la un căjit, la un nimeni. Și credem noi că i-am făcut lui Dumnezeu tot. Și sfârșim alergarea, fraților, sfârșim toți. Dar problema este, este ispravă în alergarea asta pe care o facem. Va putea Domnul să mă numească pentru aleșii lui un ispravnic credincios care i s-a încredințat o slujire în adunare? Sau va spune Domnul, nu te cunosc, niciodată nu te-am cunoscut. Eu mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze. Toți suntem chemați de Dumnezeu să avem o viață care mai apoi să fie răsplătită cu o cunună veșnică de la Domnul. Dar în contextul acesta,
Aș vrea să vă spun, Domnul e atent la ce luptă luptăm. Care sunt lucrurile care mă preocupă cel mai mult? Unde sunt eu cel mai atras să fiu și eu prezent? Care sunt lucrurile care cere implicarea mea și cea mai mare sârguința mea? Domnul să uite la lupta asta. Iar mai apoi, nu uitați, a păzi credința nu însemnează a păzi ce crezi tu. A păzi credința însemnează ceea ce spune Biblia despre El, despre Hristos și despre lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Dacă așa rămânem în credința aceasta, a păzi credința, nu credințările noastre. Că mulți cred că păzindu-se în credințările, impunându-se prin anumite forme, vor reuși să fie recunoscut de Domnul că a păzit credința. Știți, ați auzit vorba asta românească? Băi, eu fac război sfânt, mă, pentru pace. A? Sau cum, invers, las pace pentru război sfânt, nu? Ce viteși grozav suntem. Facem noi războaie sfinte, să apărăm pe Dumnezeu și biserica. Și Biblia nu a spus că mea ce are mie, Natanael, tu păzește biserica mea ca să te porțile, temelie, morți sau alocuințe morților să nu o dărâmă. Ți-o dau ții. Eu zic, Domnul, așa? Nu ne-o zis la niciunul, o zis, din mâna mea nimeni nu-i va smulge, că eu i-am câștigat. Și toți să săpați în palmele Domnului Iisus. Frații mei, noi trebuie să păzim o credință reală, o credință care să-i aducă pe oameni temători de Dumnezeu, pe oameni să-i facă evlavioși în vremurile când nimic nu ne mai îndeamnă la evlavie. Și tot mai mult întâlnim oameni care spun ce îmi place, ce îmi convine și ce pot, eu fac. Că doar așa e viața. Să fie așa? Chiar asta să fie pocăința? Eu vă spun nu, frate. Ce-i place, ce le place și ce-mi place, aceea fac de onoarea lui Dumnezeu. Și întotdeauna controlați-vă plăcerile. Ce îi place, ce le place și ce îmi place, e ultimul la care trebuie să-l mulțumesc. Și în condițiile acestea vom avea o slujire care să nu fie obstrucționată de ceea ce Dumnezeu vrea să fie între noi. Domnul să vă binecuvânteze. Fraților, am ținut să vă spun asta, că probabil de multe ori vă uitați în față și acum încep, frate, să vedeți nume noi, frați noi care vin să părândează, slujesc într-o închinare sau alta. Dați-mi voi să vă spun, Dumnezeu are nevoie de lucrători în adunare, dar lucrătorii trebuie să fie lucrătorii cu chemare de la Dumnezeu, cu trimiterea lui Dumnezeu în puternicire, destoinicia să fie destoinici pentru lucrarea respectivă, iar mai apoi să fie bine pregătiți de la Duhul Sfânt și de la cunoașterea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvânteze. Fie să fie biserica aceasta să prospere, să crească și pruncii noștri să vii cu drag la adunare. Știți ce mare lucru este? Dar până nu-i facem prieteni, pătesc pruncii din adunare cu noi lucrătorii, nu o facem pe mulți. Tare mi-s dragi mei pruncii care să fac prieteni cu slujitori și ajung la un nume așa dulce. El vine nevinovat și spune fără râd numele, nu? Tu știi că e a tău. Dar când îl auzi de un prunc din adunare care are curajul să vină în fața unui lucrător și să se poată uni cu el într-o relație de convorbire, asta însemnează încredere. Mă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze, creșteți-i, mânghiați-i, ăștia care mai vin pe aici pe la învon, fiți o leacă mai dulcuți și mai puneți mâna în păr la ei și când treceți așa, nu mai tiptănați ușor. Și să vedeți dumneavoastră că a doua și a treia oară vin ei singuri la tiptănat. Ați înțeles? Asta însemnează între noi să funcționeze o bună conviețuire și o bună lucrare. Domnul să vă binecuvânteze și pe mine împreună cu voi, să fim mai râvnitori și cu mai mult suc. Amin.